Începe, domn profesor. Da, putem începe. Mulțumesc. Bun venit la masa rotundă pe care departamentul nostru o moderează în ora care urmează, cu titlul online versus on-site, provocări și oportunități. Discuțiile și intervențiile pe această temă ale colegilor din departament și ale invitaților noștri vor fi structurate în ora care urmează astfel. Prezentarea manifestărilor științifice organizate de Departamentul de Matematici Aplicate, prezentarea de mesaje ale colaboratorilor departamentului nostru, prezentarea de contracte de cercetare la care participă membrii ai Departamentului de Matematici Aplicate, o prezentare invitată a domnului Petre Marin de la Vimetco al Roslatina, invitații și discuții cu studenți despre tema actuală și intervenții ale membrilor Departamentului de Matematici Aplicate pe tema întâlnirii de astăzi online versus on-site. Vă rog să-mi permiteți să prezint la primul punct conferințele organizate de departamentul nostru, manifestări științifice, conferința și workshop. Începând cu anul 2016, din 2 în 2 ani, Departamentul de Matematici Aplicate organizează la Craiova conferința internațională de matematici aplicate și metode numerice. Primele două ediții s-au desfășurat on-site, spre deosebire de cea de-a treia ediție, care s-a desfășurat online din cauza răspândirii virusului COVID-19. Prima ediție a conferinței a avut loc la Universitatea din Craiova în perioada 14-16 aprilie 2016 și a fost dedicată memoriei îndrăgitului și mult stimatului nostru coleg și profesor Romulus Militaru, director al Departamentului de Matematici Aplicate, cel care a lăsat un gol imens, plecând dintre noi prematur în anul 2015. Această primă ediție a reușit să atragă atenția unui număr mare de participanți, atât din țară cât și din străinătate. Din Canada, din Franța, din Portugalia, din Spania, din Turcia, de la Institutele de Matematică Simeon Stoilov și de Analiză Numerică Tiberiu Popoviciu ale Academiei Române și din principalele centre universitare din România, București, Cluj, Iași, Timișoara, Brașov, Pitești, Oradea, Sibiu, iar universitatea noastră a fost reprezentată de 32 de cadre didactice. În după amiaza primei zile a Congresului a fost organizată o sesiune dedicată prezentării unei scurte biografii a omului, colegului, profesorului și prietenului nostru mult îndrăgit Romulus Militaru. Printre speakerii invitații la prima ediție menționăm pe Vladimir Bălan, Aurel Bejancu, Jean-Marie Crole, Ismail Naci Canghiul, Călin Ioan Gheorghiu, Mariu Lefevre, Marin Marin, Sorin Micu, Costică Moroșanu, Gheorghe Munteanu, Grigori Panasenko, Radu Purice, Ghiniu Ramos, Vladimir Zvan, Vicențiu Rădulescu, Ana Ribeiro, Mircea Sofonea, Claudia Timofte, Constantin Udriște. Tot la prima ediție a mai fost organizat și un workshop ca eveniment satelit al conferinței în sisteme dinamice și aplicații. Sponsorii acelei prime ediții au fost Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea din Craiova, El Preco, Societatea Balcanică a Geometrilor, Primăria Craiova, Star Storage și Transfin. Cea de-a doua ediție a avut loc la Craiova în perioada 19-20 octombrie 2018 și la această ediție au fost numeroși participanți din țară și din străinătate. Universitatea noastră a fost reprezentată de 21 de cadre didactice. Printre speakerii noi invitați, îi menționăm față de cei de la prima ediție, pe Mitrofan Cioban, domnul academician Mitrofan Cioban, pe domnul profesor Gheorghe Moroșanu și pe Valerii Romanovski. Sponsorii celei de-a doua ediție au fost Ministerul Educației și Cercetării, Universitatea din Craiova, Vimetco Alro, El Preco și Kirchhoff Automotiv și Societatea Balcanică a Geometrilor. Cea de-a treia ediție, cea de-a treia an în care s-a desfășurat anul acesta. Cum anul acesta a fost un an cu multiple încercări
pentru noi toți, trebuie să facem față efectelor răspândirii virusului COVID-19 și fiind devotați organizării conferinței noastre în cel mai bun mod posibil, am luat în considerare siguranța participanților noștri și să decidem și să desfășurăm conferința din 19 țări din Europa, Asia, America de Nord, Australia, Africa la această ediție și care, credem noi, participanții aceștia s-au adaptat la noile condiții de desfășurare a conferinței. Mai exact, distribuția pe țări a participanților a fost următoarea. L-aș ruga pe colegul meu, domnul profesor Florian Munteanu, dacă poate să își areze distribuția pe țări a participanților. Da. Dacă nu pot să-i dau eu citire. Da. O secundă, acum cred că se va vedea. Da. Se vede? Încă, da. E în regulă, domn profesor, se vede. Da. Se vede. Deci, prima dată pe continente, dacă doriți, de la conferința de anul acesta. Din Australia au fost doi participanți, din Bulgaria 1, din Canada 2, din China 1, din Etiopia 1, din Franța 2, din India 5, din Olanda 1, din Portugalia și din Polonia câte 1, din Republica Moldova 7, din România au fost 48, din Serbia 1, din Spania 1, din Thailanda 1, din Turcia 3, din Emiratele Arabe Unite 1, din Marea Britanie 1 și din Statele Unite ale Americii 2 participanți. Conferința s-a desfășurat joi și vineri 29 și 30 octombrie, fiind structurată la fel ca edițiile precedente pe conferințe invitate în sesiuni plenare și prezentări de comunicări scurte în secțiuni paralele ale conferinței. Printre speakerii noi invitați față de edițiile precedente, am menționat pe Stelian Ion, Nicolae Țarfulea și Alejandro Velez Santiago. Secțiunile paralele din acest an au fost pe matematici aplicate, metode numerice și geometrie și ecuații diferențiale, sisteme dinamice și aplicații. Sponsorii celei de-a treia ediție au fost Ministerul Educației și Cercetării și Universitatea din Craiova. În acest an, Departamentul de Matematici Aplicate a început o nouă ediție. Care s-a desfășurat tot online sâmbătă, 31 octombrie, și ca satelit al conferinței, cu principal scop crearea unor noi punți de legătură între mediul academic și mediul industrial. Inițiativa noastră a fost sprijinită de partenerii europeni pentru matematică în industrie, care departamentul nostru se mai. Infrastructura pentru cercetare în științe aplicate în Universitatea din Craiova și centrul de cercetare al departamentului nostru. Încă de la prima ediție, evenimentul s-a bucurat de o participare semnificativă și din mediul academic și din mediul industrial. Aș menționa printre partenerii din mediul industrial Digi Communications Romania, Ford, au fost comunicări despre aspectele matematice și de programare utilizate în proiecte concrete de cercetare de către persoane din mediul academic și industrial. Și aș menționa aici colegii Denisa Rușinaru de la INCESA, Paul Hjort, director executiv al ECMI, Claudiu Cesa, documentul rotundă cu scopul identificării mijloacelor concrete de colaborare. Revenind la tema din această, după scurta prezentare a manifestărilor științifice, revenind la tema
Cursarea online de un avantaj a fost conectarea rapidă și în timp real a participanților din toate colțurile, din orice țară, din țările din care provin. Un alt avantaj a fost numărul mare de participanți, 82, de în condițiile de desfășurări clasice a congresului, poate nu să se alăture. Aici mă gândesc în primul rând, de exemplu, la costurile de transport. E vorba, în primul rând, de colegii din Statele Unite ale Americii, din Australia, din Emiratele Arabe Unite, din Canada, din China. Și aici avem în vedere cheltuielile privind transportul, de exemplu, cazarea invitaților, masa, material de conferință care la ediția a treia s-au redus drastic. Și folosit de către organizator la concentrarea mai bună pe contribuțiile științifice prezentate. Printre dezavantaje, aș menționa față pe scurt aspectul social clasic, pe care la primele doi țin la un mare avantaj. La această ediție online a trebuit să luăm în considerare sincronizarea cu fusurile orare ale țărilor de unde provin participanții. De exemplu, domnul profesor Nicolae Țarfulea a participat la primele prezentări Americii la momentul respectiv era 2-3 noapte. De asemenea, prezentările colegilor noastre din Sydney, Florica Cârstea și Maria Fărcășanu, au fost programate dimineața, în moment când colegii noastre s-au conectat, în Australia fiind destul de târziu, ora 9-10 seara. Și încă un element distinctiv față de primele două ediții a fost reprezentat de programarea unor ar fi fost programată dimineața, tot pentru sincronizarea cu țările unde proveneau participanții. Aș dori în cele ce urmează să trecem la următorul punct al discuției noastre, colaboratorilor noștri. Da, mulțumesc, domnule profesor. Voi posta imediat un material în care am cuprins mesajele primite de departamentul nostru, de la colaboratorii apropiați. A turbulențe. A apărut la dumneavoastră? Nu cred că a apărut. Nu. Se vede. Da, deci
Dacă se vede, domn profesor, este ok. Da, mulțumesc. Deci am primit mesaje de felicitare de la colaboratori foarte apropiați ai departamentului nostru de matematici aplicate cu ocazia organizării online a cele de-a treia ediție a conferinței împreună cu workshop-ul de matematici industriale și computer science de la domnul academician Mitrofan de la Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, domnul profesor Vladimir Bălan de la Universitatea Politehnică din București, domnul profesor Gheorghe Moroșanu de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, domnul profesor Mario Lefebvre de la Universitatea Politehnică din Montreal, domnul profesor Naci Ciangul, Universitatea Uludag din Bursa, Uludag University of Bursa, Turcia, de la Universitatea Transilvania, domnul profesor Marin Marin, din Statele Unite, de la Purdue University, din statul Indiana, de la domnul profesor Nicolae Țarfulea, de la domnul director al Societății Europene de Matematici Industriale și de asemenea profesor la Universitatea Tehnică a Danemarcei, Paul Hjort, de asemenea din Spania, de la domnul profesor Higinio Ramos Cale, de la domnul profesor Galina Rusu, decan al Facultății de Matematică Informatică de la Universitatea de Stat din Moldova, de la Chișinău, și în ultimul rând, doamna profesoră Ana Ribeiro din Portugalia, Universitatea Nova de Lisboa. Aici am punctat, am pus pe o hartă aceste mesaje. Deci puteți vedea că avem din partea de vest și din partea de nord și din partea de est. Foarte multe. De asemenea, cum ați văzut și înainte, puteți observa o distribuție a participanților, a celor 82 de participanți, de pe 5 continente și din 20 de țări. Cresc din Europa sunt mare parte. Participanții au fost aproape 60% din România, din Moldova 9%, din India 6% și așa mai departe. Aici mai am o hartă cu colaboratorii noștri din cadrul programului Dynamics, program care va fi prezentat de doamna profesoară Dana Constantinescu, care arată locurile în care am realizat mobilități. Se vede că sunt de pe 4 continente. În continuare, legat de mesajele de felicitare, poate printre cei este mesajul domnului academician Mitrofan Cioban. Nu o să-l citesc pe tot, dar ar fi bine să punctăm decât regretul dânsului că nu a putut participa și să vină pentru a treia oră la Craiova, deci nu a putut participa la o conferință normală. Dar totuși și plăcuta surpriză că conferința a părut chiar reală, chiar la fața locului. Adică numai în pauză își dădea seama, asta rezultă din mesaj, că numai în pauză dânsul își dădea seama că e tot și nu și nu este la Craiova. Deci am asistat la un triumf al științei și al vieții, punctează dânsul. În continuare, urmează în această prezentare, într-o ordine poate chiar aleatorie, mesajul doamnei profesoare Ana Margarida Ribeiro de la Lisabona, care este un colaborator foarte apropiat și drag nou. Apoi urmează mesajul doamnei profesoare Galina Rusu, tot de la Chișinău. Dacă poți puțin, îmi cer scuze, să mărești... Fontus. A scris. Da. Da. Mulțumesc. Cere. Acum se vede mai bine? Sperăm că da. Ok, gata. Un mesaj foarte călduros am primit și de la domnul profesor Gheorghe Moroșanu, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în care evidențiază foarte clar colaborările avute de dânsul cu colegi de la Universitatea din Craiova, de la departamentul nostru și de la departamentul de matematică. Și de asemenea, își amintește cu plăcere de participarea la ediția a doua. Din păcate, acum nu a putut să participe decât online. Un mesaj. Avem din Spania un mesaj de la profesorul Higinio Ramos Cale, de la Universitatea de Salamanca, partea de vesta Spaniei, spre Portugalia.
care este foarte, foarte călduros și el. După care avem la domnul Marin Marin de la Universitatea Transilvania din Brașov. De susținere și apreciere pentru toate eforturile noastre de a organiza online această conferință și să sperăm că a patra ediție va fi on-site. După care aș vrea să vă prezint și un mesaj din Ocean, de la Montreal, de la bunul prieten și coleg și colaborator al nostru, Mario Lefebvre, de la Ecole Polytechnique de Montréal, Departamentului de Matematici Industriale și Geniu Industrial, Departamentul de Matematică de Genii Industrial, cu care puteți remarca faptul că foarte multe articole prezentate în secțiunea de aplicații sunt focusate pe transmiterea, pe modele, pe studiul modelelor matematice de transmitere a bolilor. Mai avem în continuare un mesaj foarte, foarte dureros de la profesorul și prietenul nostru Ismail Naci Ciangul, de la Bursa Ludag University, în sud-vestul Istanbulului, în care dânsul chiar povestește în a doua frază experiența pe care a trecut în luna august, când a reușit să contacteze și să și scape în același timp de COVID, de boala cauzată de acest virus, și în care ne sugerează că pasiunea pentru matematică a făcut ca timpul să-i treacă mai repede, deși a încercat și cu știri și diverse filme. Dar este un om norocos pentru că este matematician. De asemenea, dânsul speră să poată ajunge data viitoare la următoarea ediție, din nou în Craiova, participând la primele două ediții, chiar din Craiova. În final își exprimă profundul regret pentru dispariția mult dintre nostru coleg. Și mai avem un mesaj foarte, foarte frumos de la fostul nostru profesor, cel puțin mie mi-a fost profesor în două rânduri, cred, și coleg, domnul profesor Nicolae Țarfulea, care ne-a mărturisit atunci într-o discuție online, într-o pauză, că nu știe cum au trecut 22 de ani de când a plecat din Craiova. Și în care punctează faptul că e foarte onorat să facă, a făcut parte și că încă face parte din ceea ce reprezintă Universitatea din Craiova. Deci, cadrele și ale Universității din Craiova și ale Facultății de Științe din Craiova, în special. De asemenea, un mesaj foarte, foarte încurajator și foarte important, mai ales că am devenit acum membri al ACMI, MI, European Consortium for Mathematics in Industry, am primit de la domnul profesor Dr. Paul Hjort, Universitatea Tehnică a Danemarcei, în care ne apreciază foarte mult eforturile noastre de a organiza prima ediție acum acest workshop de matematici industriale și aplicații în computer science. Un ultim mesaj, dar nu din urmă, așa apare, dar nu este, poate este printre cele mai importante, de la profesorul și bunul prieten și colaborator al nostru, Vladimir Bălan, de la poate cea mai tare universitate din România și cea mai mare, sigur, Universitatea Politehnică din București. Colaborarea cu colegii noștri, în special cu domnul profesor Paul Popel, la Societății Balcanice de Geometrie, și ne este recunoscător pentru faptul de a-l fi invitat ca conferențiar invitat la această conferință noastră. Ne transmite ce bune gânduri și sugurări de succes. Mulțumim, mulțumim foarte mult, Mugurel, pentru această prezentare. Înainte de a trece la următorul punct al ordinii noastre de zi din această discuție, permiteți-mi să prezint, este un filmuleț foarte scurt pe care l-am derulat în timpul conferinței, să s-a blocat aici. Nu am reușit.
Încerc să apăs pe... În fine. Gata. O secundă numai. Porniți microfonul, domn profesor. Gata, mulțumesc. Aș dori acum să invit colegii. Domn profesor, din păcate, e conexiunea destul de slabă la dumneavoastră. Vă rog să repetați. Porniți microfonul, vă rog.
Dacă ne aducem aminte, în logica dezvoltării lucrurilor, următorul Acum subiect. aud. Deci este un delay pe când apăs pe mute, unmute respectiv. Mă aud acum? Da. Da, da, da. E de la conexiunea da, de la dumneavoastră. Au fost câteva turbulențe. Da, încercam, încerc a treia oară, sper să mă aud. Aș dori să invit colegii care să prezinte contracte de cercetare la care participă membrii ai departamentului nostru de matematici aplicate și aș invita-o pe doamna profesoară Dana Constantinescu mai întâi. Mulțumesc mult. Mă aud? Da. Da? Da, este ok. În filmulețul pe care l-am văzut înainte, s-a putut observa clar care a fost diferența între organizarea conferinței noastre în sistem clasic și care a fost organizarea în sistemul online. Acum, eu aș vrea să vă spun câteva lucruri despre modul în care această schimbare a modului nostru de a acționa a avut influență asupra unui proiect de cercetare la care Departamentul de Matematici Aplicate este parte. Se numește proiectul Dynamics și este un proiect în Horizon 2020, în schema de finanțare Maria Slodowska-Curie Research and Innovation Staff Exchange. El a început în aprilie 2018 și se va sfârși în martie 2022. Tema sa este contribuții la studiul bifurcațiilor de codimensiune K în teoria sistemelor dinamice și are trei pachete de lucru, și anume două științifice, bifurcații în sisteme dinamice continui și bifurcații în sisteme dinamice discrete, și un pachet neobișnuit poate în proiectele de cercetare, este pachetul de instruire, diseminare și comunicare. Și până la urmă, scopul proiectului este acela de a produce noi cunoștințe în domeniul științific, și anume bifurcațiile de codimensiune ca pentru sisteme dinamice, dar și de a oferi instruire în acest domeniu de cercetare tinerilor cercetători, cercetătorilor în stadiul incipient, și anume prin procedeul instruire prin cercetare. Eu aș vrea să vă citesc acum participanții. Și anume, inițiatorul a fost Universitatea Politehnică din Timișoara împreună cu Universitatea Autonomă din Barcelona, Universitatea Obuda-Egetem din Ungaria, de la Budapesta, Universitatea de Vest din Timișoara și Universitatea din Craiova. Iar partenerii sunt un institut de la Wiener Neustadt din Austria, Austrian Center for Medical Innovation and Technology, Universitatea Jiao Tong din Shanghai, China, Universitatea Sao Paulo din Brazilia, University of North Carolina at Charlotte din Statele Unite ale Americii, Universitatea de Bio-Bio din Chile, Universitatea John Hopkins din Baltimore în Statele Unite ale Americii, Queen's University of Kingston, Canada, Ianca Kupala University of Grodno din Belarus și Belarusian State University din Minsk, tot din Belarus. Dat fiind această componență a participanților, este clar că activitatea noastră s-a desfășurat dintotdeauna, în mare parte, în mediul online. Dar ea, de fapt, era o activitate hibridă, pentru că o bună parte din activități se desfășurau prin realizarea unor mobilități în grupuri compacte a cercetătorilor din diverselor parteneri la alți parteneri. Și acum să vedeți care erau activitățile. Sigur, era o activitate de cercetare continuă pe tema proiectului. Aceasta s-a întâmplat la fel și înainte de februarie 2020 și după februarie 2020. Mai aveam ca activități organizarea de workshop-uri și conferințe. Aceste workshop-uri erau organizate în general în timpul mobilității grupurilor de cercetători la Universitatea Gazdă. Și au fost organizate 5 astfel de workshop-uri, toate au fost organizate on-site prin prezentare directă și au avut vagi conotații online prin invitarea spre participarea unui număr mic de vizitatori. Ultimul dintre aceste workshop-uri s-a organizat, nu o să vă vină să credeți, on-site, în luna august la Wiener Neustadt,
într-o activitate despre care o să vorbesc mai târziu. Organizarea unor școli, a unor cursuri intensive era de asemenea una din activitățile care răspundea cerințelor de instruire, comunicare, diseminare. În 2019, în iunie 2019, s-a organizat on-site o școală la Timișoara, iar școala din 2020, care trebuia să fie organizată la Barcelona, a fost anulată din cauza condițiilor sanitare specifice și nu a mai fost organizată nici până acum. Altă activitate despre care cu mare drag vorbim este promovarea științei în mass media, adică scrierea unor articole, le-aș zice, de popularizare a activității noastre științifice, care erau adresate publicului larg și fără conotații tehnice speciale. Dar ultima activitate, cea care este cea mai interesantă și mai importantă pentru noi, era dată de mobilități ale grupurilor compacte de cercetători la anumite universități partenere. Și în felul acesta noi am realizat în 2018 o mobilitate a 5 persoane, 5 membri ai departamentului nostru la Universitatea North Carolina at Charlotte în Statele Unite ale Americii, unde directorul departamentului de matematică, profesorul Sheffer, a oferit ocazia colegilor noștri de a se integra în viața departamentului respectiv. Și filozofia acestor deplasări era crearea unor conexiuni directe, personale, între vizitatori și persoanele gazdă, în așa fel încât colaborarea să devină mai intensă și mai fructuoasă în continuare. A fost foarte reușită această deplasare la Universitatea din Charlotte. Apoi, tot în 2018, un grup de 3 cercetători din Craiova au făcut o deplasare de 2 luni. Asta este iarăși un lucru important. Deplasările în proiectul acesta sunt deplasări de minim 1 lună și pot să fie, sigur, maxim 3 luni în condițiile legislative din România. Ei bine, la Austrian Center for Medical Innovation and Technology, 3 cercetători din România, unul din Craiova și 2 din Timișoara, au făcut un stagiu de 2 luni în anul 2019, de asemenea cu rezultate deosebite și de asemenea cu crearea unor punți de legătură între studiul matematicii, să zicem, teoretice și aplicarea acesteia în lucruri cu totul practice. Ei bine, în 2020, în 2019 am continuat deplasările la ACMIT în Austria și în 2020, aici încep lucrurile care s-au întâmplat în mod deosebit. În 2020, în februarie 2020, și anume pe 5 februarie 2020, un grup de 4 colegi din departamentul nostru și un grup de colegi de la Universitatea Politehnică din Timișoara au început o mobilitate la Universitatea São Paulo din Brazilia și durata acestei mobilități trebuia să fie de 2 luni, poate și mai mult. Ei bine, 2 dintre colegele noastre s-au întors în prag de carantină totală, și anume s-au întors pe 6 martie înapoi acasă, aproape cu ultimele avioane care puteau să circule. În orice caz s-au întors într-o situație normală. 2 colegi ai noștri, Florin Munteanu și Cătălin Șterbes, trebuiau să rămână acolo 3 luni în condiții deosebite. Colegii din Brazilia erau foarte primitori, dar s-au întors mai repede acasă pentru că universitatea s-a închis. Așa cum și la noi s-au închis cursurile și activitățile de orice fel, și acolo s-au închis
toate modalitățile în care ei puteau să desfășoare acolo o activitate corectă. Au fost curajoși și s-au întors acasă prinzând ultimul avion care venea la Londra, cu o goană nebună în aeroport ca să prindă avionul de la Londra la București, dar totul a decurs normal. Când s-au întors acasă, au fost izolați 14 zile și au stat singuri, deși familia lor era la 2 pași distanță. Restul grupului, care însemna 4 cercetători de la Timișoara și 2 de la Budapesta, au continuat să rămână acolo și au rămas mult mai mult decât ar fi trebuit să se întâmple în mod normal. S-au întors la începutul lui iunie pentru că nu au mai existat avioane, nu au mai existat mijloace de transport, nu a existat posibilitatea de a se deplasa din Brazilia către România. Dar au folosit această ocazie, însingurați fiind acolo, ca să își intensifice activitatea de cercetare și au produs un număr de articole care este neobișnuit pentru o perioadă așa de scurtă. Aceasta a fost aventura colegilor noștri din Brazilia și vreau să vă spun că în august 2020, un grup de 8 cercetători din partea DMA, dar și de la Departamentul de Matematică și de la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor, au participat la o mobilitate din nou, de asta dată în Austria, institutul din Austria fiind singurul dintre toți partenerii noștri răspândiți în lumea largă care a acceptat să mai primească vizitatori. Cu acea ocazie am organizat on-site al cincelea workshop din programul proiectului nostru. Și acum, dacă tragem o linie, aș vrea să vă spun că această schimbare totală a modului în care acționăm acum nu a avut influențe negative asupra proiectului nostru de cercetare, dar asta și din perspectiva faptului că el oricum era mai mult organizat în sistem online. Simțim cu toții, cei de aici ca și cei de la facultățile unde ar fi trebuit să facem vizite, lipsa acestor perioade de contact direct. Pentru că a sta o lună într-o universitate și a lucra cot la cot cu oamenii de acolo înseamnă enorm, înseamnă mult mai mult decât a sta în fața calculatorului fiecare la el acasă. Așa cum au spus și studenții, toți suntem de acord că este mult mai eficientă activitatea on-site. Dar încercăm să profităm cât se poate de această convertire spre activitatea online și să transformăm, spuneam că este foarte important, provocarea în oportunitate. Acesta a fost Dynamics. Mulțumim frumos, doamna profesoară. Aș vrea să-i dau cuvântul și colegii mele, doamna profesoară Magdalena Băureanu, să ne vorbească despre proiectul în care participă. Magda, te rog frumos. Mulțumesc mult. Proiectul meu este mult mai mititel. Stați un pic, că share-ul ăsta mă descurc mai greu aici. Sper că a pornit. Da, se observă? Eu sunt ok? Mulțumesc. Deci este vorba despre un proiect din cadrul unui grup de cercetare internațional, ECOMAT, care a fost pornit în sfârșitul anului 2017. O să mă grăbesc un pic în întârziere. La inițiativa Centrului Național de Cercetare Științifică din Franța, Laboratorului d'Orsay, Universitatea Paris Sud, a Institutului de Matematică Alfred Reni, din Academia Ungară de Științe, Academia Română, precum și Institutul de Matematică Simeon Stoilov al Academiei Române, au avut inițiativa de a crea acest grup de cercetare cu comisii, trei coordonatori, fiecare din cele trei țări, România, Ungaria și Franța, comisii și comitete științifice, laboratoare partenere și laboratoare asociate. După cum vedeți, din Franța sunt foarte, foarte multe laboratoare interesate de această colaborare română-ungară-franceză, câteva și din Ungaria și din România. Cred că avem o participare la toate centrele universitare importante: București, Constanța, Iași, Brașov, Cluj și Craiova.
S-a propus să cercetare și aceste echipe să fie mixte, care să unească universități din țări diferite și care să le ofere ocazia de a călători în scop științific una, două, trei săptămâni pe an. Am aplicat și eu împreună cu domnul profesor Rădulescu. Stați un picuț că nu pot să dau pe următoarea chestie. Acum ar fi. Domnul profesor Rădulescu din Craiova. Acesta este proiectul nostru. Deci au fost acceptate 15 proiecte. Noi suntem pe poziția a treia. Un proiect cu o echipă din Craiova, eu și cu domnul Rădulescu, și o echipă din Franța, de la Universitatea Jules Verne Picardie Amiens, formată din Olivier Goubet și Benedetta Noris. Nu o să intru în amănunte, o vizită a fost efectuată de Benedetta aici, specific două ore, după care au urmat discuții și o întâlnire cu colegii și le mulțumesc colegilor pentru participarea activă. Iar anul următor am avut eu o vizită și am ținut un seminar științific în cadrul Departamentului de Matematică de la Jules Verne și au urmat iarăși discuții după aceea. Cred eu că prin faptul că există proiecte de cercetare care se axează efectiv pe asigurarea, la fel ca proiectul mult mai amplu al doamnei profesoare Dana Constantinescu, se axează pe a da posibilitatea de a călători între țări. Cred că este clar și s-a dovedit, poate că noi nu suntem în măsură să comentăm ca psihologi sau din alte puncte de vedere, dar în momentul în care comitete din acestea dintr-o altă sferă încearcă să creeze oportunități pentru a se produce întâlniri față în față dintre matematicieni, e clar că există un interes și îl resimțim tot fel. Adică în momentul în care, eu știu, a fost Benedetta aici și am stat în Parcul Poporului la aceeași masă și am lucrat de dimineața până seara, a fost altfel decât o întâlnire prin Skype. Și asta cred că simte toată lumea. Noi acum suntem într-o perioadă cu coronavirus, cu acest blocaj al activităților față în față și suferim. Cred că o suferință cel puțin din plan științific, pentru că cu predarea e un pic altfel, dar în plan științific cred că dacă ne-ar bloca acum cineva aceste corespundări online, am suferit la fel de tare. Noi nu mai știm ce înseamnă să nu putem să vorbim cu un colaborator științific, să accesăm ceva online. Și atunci eu, cel puțin pe partea științifică, cred că o combinație a celor două, așa cum au spus și colegii înainte, este ideală. Și o să mă opresc aici pentru că suntem un pic în întârziere cu programul și urmează lucrurile. Mulțumesc frumos, Magda. Mulțumesc frumos, Magda. Aș avea acum... Am plăcerea acum să invităm studenți de la facultățile beneficiare, la care membrii departamentului nostru asigură activitățile didactice la disciplina de matematică, să ne se alăture la masa rotundă pe care o moderăm. Și l-aș invita mai întâi pe domnul Florin Babin, student la Facultatea de Mecanică, să ne spună câteva cuvinte despre cum privește el activitatea online versus on-site. Te rog, Florin. Bun, se pare că sunt câteva probleme de conectare. I-aș da cuvântul până se reconectează Florin, i-aș da cuvântul domnișoarei Alexandra Terloica de la specializarea calculatoare în limba engleză, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Engleză, Automatică, Calculatoare și Electronică, să ne spună câteva cuvinte. Alexandra, te rog. Bună ziua! Mă numesc Țărloaica Alexandra și sunt studentă în anul întâi la Facultatea de Automatică și Calculatoare. În primul rând, aș vrea să vă mulțumesc frumos pentru invitație și îmi face mare plăcere să am această ocazie de a-mi expune părerea în legătură cu avantajele și dezavantajele învățării online, dar și în legătură cu posibile metode de întoarcere la învățarea clasică.
După părerea mea, există avantaje în învățarea online și aș vrea să vă prezint câteva dintre acestea. Consider că cel mai important este timpul pe care noi studenții îl câștigăm și cred că și cadrele didactice. Spre exemplu, timpul pe care l-am fi pierdut în drum spre facultate sau în pauzele dintre curs, îl putem valorifica acasă, îl putem planifica, învățarea devenind mult mai continuă și mai eficientă. Un alt avantaj al învățării la distanță ar putea fi faptul că prin aceasta depinde noi obiceiuri. Ne documentăm individual mai mult, căutăm mult mai multe informații, ne îmbunătățim capacitatea de autodidact, ne mobilizăm și în cei din urmă devenim mai dependenți și mai responsabili. În plus, un beneficiu al acestei perioade mai poate fi și participarea la anumite cursuri, programe, concursuri, conferințe din orice colț al lumii. Consider că pandemia ne oferă oportunitatea de a ne înscrie la cât mai multe activități care înainte nu se puteau desfășura în mediul online. Însă, cu toate acestea, dezavantajele învățării online își pun amprenta destul de puternică asupra tuturor studenților. Consider că cea mai mare problemă este lipsa socializării, ceea ce pe noi, mai ales studenții din anul întâi, ne afectează cel mai tare pentru că nu ne cunoaștem. Pe lângă acest lucru, pot spune că sunt foarte mulți factori care pot fi încadrați la dezavantaje. Cum ar fi? Lipsa prezenței fizice la laboratoare, care de multe ori ne afectează înțelegerea unor noțiuni, întreruperea conexiunii din diferite motive, de ce nu și excesul de timp petrecut în fața ecranelor, dar și probleme de feedback între studenți și profesori. După părerea mea, punând în balanță aceste lucruri, aș vrea să se facă parțial trecerea activităților în formă fizică, însă respectându-se normele de siguranță și dându-se dovadă de responsabilitate. Astfel, cred că este necesară organizare temeinică. O metodă care cred că ar funcționa ar putea fi crearea unui orar care să rotească în online studenții din fiecare an de studiu, din fiecare specializare, în așa fel încât să se respecte un număr maxim de persoane în sările de curs. Iar prezența fizică să nu fie obligatorie. Studenții care nu doresc acest lucru pot să rămână în online. Da, vă mulțumesc frumos! Și eu mulțumesc, Alexandra. I-aș da cuvântul domnului Costinel Ionuț Ianache de la specializare electronică aplicată, tot de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, să ne spună punctul lui de vedere de referitor la activitatea online versus on-site. Costinel. Bună ziua! Bună ziua! Te rog! Mă numesc Ianache Costinel Ionuț, sunt student în anul întâi în cadrul Facultății de Automatică, Calculatoare și Electronică, secțiunea electronică aplicată, și fac parte din categoria studenților care au debutat în facultate mediul online. Nu am primit cu drag această veste, dar de mai bine de o lună și jumătate, facultatea noastră își desfășoară activitatea online din cauza pandemiei de COVID-19. Sesizând pe parcursul cursurilor, modul în care fiecare profesor înțelege să pună umărul în aceste momente grele și să fie alături de studenții săi. Din punctul meu de vedere, mi se pare dificil modul în care se desfășoară noul proces de predare, învățare, evaluare. Fiind în primul an, mi-aș fi dorit să interacționez cu colegii și profesorii, să iau parte fizic la cursuri, mai ales la seminarii unde noțiunile sunt aprofundate. După părerea mea, învățatul online are mult mai multe dezavantaje decât avantaje. Mai mult încurcă deoarece, fiind student la electronică, avem multe materii bazate pe matematică și fizică și este greu să ți se predea așa ceva fără explicații în sala de clasă. Mie matematica și fizica mi se par materii importante de bază pentru dezvoltarea mea, de aceea îmi este greu de urmărit în mediul online, deoarece în momentul în care sunt față în față cu profesorul simt că noțiunile se transmit
în mod direct și pot fi însușite mult mai, mult mai repede, pentru că pot să-mi acopăr golurile ieșind la, la tablă și rezolvând cu ajutorul profesorilor mult mai ușor exercițiile și problemele. Un sprijin mare l-am primit din partea profesorilor care s-au transformat, care și-au transformat propria locuință în sală de clasă, punându-ne la dispoziție mijloace și materiale moderne, utile în desfășurarea procesului de predare, încercând astfel să fie tot mai aproape de, de noi, să ne sprijine, să ne ajute astfel încât să înțelegem cel mai bine informațiile transmise. Cel mai eficient mod de predare în mediul online s-a dovedit a fi utilizarea tablei clasice sau a tabletei grafice, deoarece noi studenții înțelegem mult mai repede noțiunile transmise atunci când ne sunt explicate și scrise în același timp, decât când ne este prezentat un PDF sau alte materiale. Avantajul școlii online este combaterea îmbolnăvirii cu noul COVID-19, deoarece recent am fost diagnosticat cu acesta și nu știu cum aș fi putut recupera materia dacă nu aș fi, dacă nu ar fi existat această oportunitate. Cu ocazia acestei, cu ocazia aceasta, mi-am dat seama că atunci când avem o problemă de sănătate, învățământul online ne permite să urmărim de acasă cursurile și vă mulțumesc. Și noi mulțumim frumos, Ionuț. Florin, ai reușit să te conectezi? Florin? Bobin? Da. Mulțumesc. Te rog să ne spui câteva cuvinte. Da. Bună ziua, în primul rând. Mă bucur Bună ziua. Că sunt aici și că am ocazia să vorbesc. Anul acesta, după cum știți, am trecut la învățământul online în martie. A fost mai greu la început, a trebuit să ne obișnuim, să dimers. Atât pentru noi, cât și pentru cadrele didactice. Era ceva cu totul nou. Am descoperit însă împreună și cu ajutorul tutorialelor cum funcționează aplicațiile, cum să ne desfășurăm examenele. Am făcut chiar și câteva simulări înainte, să știm cât timp ne ia să încărcăm materialele, cât timp să scanăm și așa mai departe. Însă acum ne-am adaptat, nu mai sunt probleme, aproape că nici nu se mai simte diferența între online și față în față. Noi la facultate, la mecanică, avem și laboratoare și doi profesori ne le prezintă, ori filmează, ori se realizează lucrările în fața camerei atunci când suntem conectați. Sunt destul de interactive și depinde foarte mult de lucrare, cum este, dacă prinde mai multă teorie sau mai multă parte practică. Consider că orele online sunt un avantaj pentru colegii care lucrează. Aceștia nu trebuie să mai facă drumul de la locul de muncă până la facultate și înapoi. Și pauzele acelea nu le mai pierd pe drum. Acum le este mult mai ușor și pot cu un simplu click să se conecteze și să urmărească orele. Da. Da. Mulțumim frumos, Florin. Vă mulțumesc frumos. Îmi cer scuze dacă m-am emoționat. Nici o problemă. A fost foarte bine. Mulțumim mult de tot. Alexandru Gegea, l-aș invita pe domnul Alexandru Gegea de la specializarea calculatoare cu predare în limba română, de la Facultatea de Automatică, Calculatoare și Electronică, să ne spună câteva cuvinte. Alexandru, tot așa, pe scurt, te rugăm frumos. Bună ziua, sunt Gigia Alexandru. În opinia mea, interacțiunea este cel mai important lucru pe care putem să-l avem ca oameni, deoarece asta ne formează caracterul și ne evoluează atât pe plan social, cât și pe plan profesional. Spun asta pentru că încă de la începutul omenirii, societatea s-a construit pe baza interacțiunii fizice, cot la cot, muncă în echipă, predare de idei unii de la alții, înțelegere reciprocă. Eu am ales să vin la specializarea de calculatoare pentru că este un domeniu al ingineriei, iar pentru mine ingineria înseamnă mult mai mult decât rezolvare de probleme, înseamnă interacțiune distilată, adică cele mai importante lucruri pe care le aduce interacțiunea, evoluare în plan
personal, atât cât și pe plan profesional. În inginerie, inginerii trebuie să rezolve probleme împreună, să aducă idei și să interacționeze aproape constant. Asta mi se pare extraordinar. Dar, din păcate, acum din cauza pandemiei cu COVID-19, a apărut acest impediment de prezență fizică și de rezolvare de probleme în format fizic. După părerea mea, formatul online este mai mult dezavantajos decât avantajos, dar are și părțile sale bune. De exemplu, prin mediul online, o parte bună, avem la dispoziție materialul oricând dorim și le mulțumesc din suflet tuturor domnilor și domnilor profesori care ne ajută să trecem prin această perioadă, răspunzându-ne de multe ori, chiar la ore foarte târzii, în caz că avem întrebări. Sunt aproape 24 din 24 conectați să ne ajute. Dar avantajele consider că se opresc aici, deoarece factorul uman este cea mai importantă parte din învățare. Faptul că suntem unii lângă alții, interacționăm, ne dăm idei. Simplu fapt că putem să ridicăm mâna și domnul sau doamna profesoară să ne poată scoate la tablă, să rezolvăm o problemă alături de indicațiile pe care le dă dânsul sau dânsa, sunt cea mai importantă parte din învățare, mai mult decât informația în sine. Aceasta este opinia. Da. Mulțumesc. Mulțumim frumos, Alexandru. O să ne grăbim puțin, mai avem un invitat, este vorba de colegul, fostul nostru student și colaborator al departamentului, domnul Marin Petre de la Vimetco Alro, pe care rugăm să ne prezinte cât se poate de pe scurt, pentru că suntem în întârziere și te rog să ne scuzi, Marin. O scurtă prezentare a importanței matematicii în carieră, nu? Da. Mulțumesc pentru că mă aud, da? Da, sigur. Eu am plecat de la numele acestei mese rotunde, online versus on-site, provocări și oportunități. Perfect. Și am spus eu aici în dreapta, on-site, avantaje, dezavantaje. Anumiți angajați nu au suficient spațiu acasă sau liniște. O parte dintre ei nu au mijloace electronice disponibile. La fel la lucru, șefii au oportunitatea să ofere feedback și să discute în persoană cu angajații. Ce am spus aici cumva e similar și între profesori și studenți, adică și mediul academic. Un dezavantaj este că angajații, deci multe din acestea au fost spuse deja de către studenți. Ca și viitor, eu văd un sistem hibrid, pentru că sunt și cazuri când, de exemplu, cum am scris aici, anumiți angajați sunt absenți datorită unor motive de sănătate sau plecați în delegații și pot păstra astfel legătura cu locul de muncă. Eu prefer mai mult online pentru că prin deplasarea la servici, practic, se pierde în timp de o săptămână aproape 8 ore. Dacă este în fiecare zi, cât pierd o oră jumate dus întors, adunat, mulțit cu 5 zile, aproape o zi de lucru o pierd numai pe drum. Dezavantaj ar mai fi, de exemplu, anul trecut am fost în Statele Unite și în Rusia la două conferințe, anul acesta s-au anulat aceste deplasări. Dar, așa cum am spus, viitorul prevăd un sistem hibrid. Cam atât am avut de spus. Mulțumim foarte mult, Marian. Și ultimul punct pe ordinea de zi pe care ni l-am propus astăzi, i-aș invita pe colegii mei să ia cuvântul, să spună păreri, puncte de vedere pe tema de astăzi, oportunități versus on-site, provocări. On-site versus online versus on-site, provocări și oportunități. Cine dorește dintre colegii mei să ia primul sau prima cuvântul?
Dacă îmi permiteți, domn profesor, aș vrea și eu să fac o precizare. Te rog, Claudiu. Legat de partea asta, eu cred că trebuie să facem o diferență și să o privim ca un avantaj noi ca și cadre didactice din perspectiva științelor. Iar dacă pentru chimie, și poate să mă aprobe sau să mă dezaprobe domnul decan, sau pentru colegii de la fizică, este ceva mai greu de realizat laboratoare în mediul online. Pentru noi de la matematică și informatică este mai avantajos, pentru că noi prezentăm în general lucruri mai abstracte și le punem sub o formă, să spunem, mai aplicată. De aceea văd aici o mică diferență între avantaje și dezavantaje legate de specificul disciplinelor pe care le predăm. Cu siguranță este mai greu pentru un cadru didactic de la chimie sau de la fizică de a ține în mediul online laboratorul, nu știu cum să spun aici, nu respectând anumite standarde, ci prezentând anumite experimente în mediul online. Pentru noi, ca și cadre didactice în computer science sau în applied mathematics, pare mai ok partea asta de teaching în mediul online. Putem să folosim tehnologiile în explicarea diverselor probleme, dacă vreți, matematice sau informatice. Adică, părerea mea este că putem să folosim tehnologiile din mediul online mai mult noi pe partea de matematică și informatică decât alți colegi de-ai noștri pentru alte discipline. Eu sunt, dacă îmi permiteți să spun și eu ceva, sunt de acord cu această diferențiere între matematici și alte discipline mult mai aplicate. În același timp, așa cum au spus cei câțiva studenți, și eu cred că dacă am ascultat mai mulți studenți, am aflat că opinia covârșitoare este aceea că studenții noștri resimt cu adevărat cei mai mulți dintre ei întâlnirile față în față. Cred că și noi și ei ne simțim mult mai bine printr-un contact direct. Sunt pentru un hibrid, așa cum s-a tot spus, pentru că există și avantaje la învățământul online, așa cum zisese Costinel, ești bolnav, poți să urmărești de acasă și nu te simți că ai pierdut legătura, că nu mai știi ce se întâmplă și asta este grozav. Dar când suntem în clasă, noi simțim clasa, observăm dacă sunt plictisiți, dacă totuși n-au înțeles, dacă mai au nevoie de un exemplu. Senzorii aceștia și interacțiunea umană și felul în care un profesor interacționează la clasă, cred că este foarte important pentru învățământ și cred că chiar dacă matematica în sine ca știință poate fi predată și altfel, dacă ne gândim la partea didactică și la felul în care trebuie să îi încurajăm pe studenți să intervină și să participă mult mai activ și chiar și afectiv la ore, cred că învățământul clasic, cel puțin deocamdată, așa simt eu, ne este mult mai, mult mai de ajutor. Chit că se poate face așa cum au punctat și studenții, învățământul la tablă de acasă sau de pe tablete grafice sau altfel de tablete. Da. Mulțumesc, Magda. Dacă mai sunt intervenții din partea colegilor mei, vă rog să luați cuvântul. Bună ziua, aș vrea să intervin și eu un pic prin a semnala un aspect care mie mi s-a părut dificil în perioada aceasta. E adevărat că putem preda matematică folosindu-ne de softurile matematice. Mi-a fost ușor să arăt, de exemplu, grafice de funcții, gradienții cum arată. E adevărat și asta. Însă cel mai greu mi s-a părut să pot analiza feedback-ul de la studenți. Într-o activitate didactică este foarte important, așa cum zicea și Magda, să simțim clasa. Adică e foarte important să interacționăm direct cu studenții. Evaluarea chiar a trebuit să o regândesc în această perioadă, cel puțin eu, pentru că a fost nevoie de subiecte personalizate, de teme personalizate, fapt care a însemnat cumva o muncă în plus pentru noi cadrele didactice și
de ce să nu recunosc? Mie mi s-a părut evaluarea, această parte a activității noastre didactice, a actului de învățare, mi s-a părut un pic mai anevoioasă. Și poate mai simplu e să faci o astfel de evaluare dacă ești față în față cu studenții. Cam asta am vrut să spun. Da, Mimița, mulțumesc mult de tot. Are și părțărele de părțărele online. Mulțumesc. Mulțumesc. Dacă pot să-i îngurem, domnul decan, vă rugăm. Bună ziua tuturor. O să fiu foarte scurt, spre deosebire de festivitatea de deschidere, unde am avut un discurs mai lung. Ce se întâmplă? Sunt perfect de acord cu ce a spus domnul prodecan Popărlan. Este mult mai dificil pentru noi, cadrele didactice de la Departamentul de Chimie, ca și pentru colegii de la Fizică, să efectuăm lucrările practice de laborator prevăzute în planurile de învățământ. Sunt colegi care au filmat lucrările practice, le prezintă ca și când ar fi în laborator, dar ideea este că acei studenți pe care îi avem noi dincolo de ecranul nostru, ei nu fac nimic practic, efectiv. Deci nu intervin în lucrările respective. În condițiile în care în laboratoarele noastre, după ce se explica acel protocol de lucru, studenții efectuau lucrările practice ca atare. Din acest motiv, exact cum a zis și doamna profesor Băureanu, cred că un sistem hibrid, cum a spus și colaboratorul dumneavoastră, un sistem hibrid pentru această perioadă, cred că ar fi mai indicat. Evident, cu toții ne dorim să fim în sălile de curs și în laboratoare, asta cu siguranță. La fel ca și studenții, de altfel. Eu aș vrea să vă felicit pentru tema abordată astăzi, pe colegii noștri de la Departamentul de Matematici Aplicate, pentru modul cum ați condus discuțiile și să vă urez succes în activitatea dumneavoastră de mai departe, să trecem împreună peste perioada aceasta atipică, dificilă. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, domnule Dan, mulțumim foarte mult, sănătate multă, în primul rând, este cea mai importantă. Da. Eu aș mai fi avut înainte, dacă mai sunt colegi care vor să intervină, colegi din Departamentul de Matematici Aplicate, între timp studentul nostru, domnul Florin Bobin, are un filmuleț pe care am vrea să-l prezentăm. Florin, dacă poți să dai un share repede și între timp vă rog să vă gândiți dacă mai sunt intervenții, suntem aproape de, suntem trecut de ora două. Florin? Un share, te rog, la filmulețul. Și să ne și spui despre ce vorba. Da. Laptopul meu nu funcționează să poți face share screen. V-am trimis dumneavoastră pe mail, dacă puteți să dați dumneavoastră. Acum. Este un filmuleț cu mine și colegii mei de la Olimpiada de Mecanisme. Opțiune de share, te rog. Da. Domnul profesor, se pare că Florin este de pe telefon, din ce văd eu aici, și nu poate să facă share neavând așa conținutul. Ești pe telefon, Florin, nu? Da. Da. Cred că am reușit, dar da, din păcate e o problemă de conexiune. Am mai fost și anterior cu anumite întreruperi. Dacă puteți să-mi trimiteți mie fișierul pe e-mail, îl pun eu, îl șarez eu. Gata. Vă scriu adresa de e-mail pe chat. Florin, da. Te rog frumos. Ce greu se mișcă, extraordinar. Îmi pare rău, deci nu știu ce să fac, nu depinde de mine. Nu depinde de dumneavoastră, e o problemă la internet, la conexiune. Se vede? Da, începe să se vadă.
Da. Florin, te rog să intervii și să ne spui despre ce este vorba. Da. Aici sunt imagini împreună cu colegii mei când am participat la mecanică, da? La Olimpiada Mecanisme, da? Da, în 2019 la Iași. Am obținut locul întâi la proba pe echipe, împreună cu Cristian și Marius. Felicitări! Da, foarte greu se rulează. Da. Aici ni s-au fost amânate diplomele. Audio? Nu știu. Da, și aici am adăugat niște mecanisme care mi s-au părut mai interesante. Da. Acesta este un mecanism pentru deschiderea ferestrelor. Aici un mecanism pentru ridicat. Da, și aici este un mecanism cu camă și tachetă care desenează o inimă. Cardioida. Mai multe vederi și aici este o veche moară. Acele patru greutăți de jos acționează ca un volant și aici este prezentat. Foarte greu de azi, da. Aici? Capsator? Aici este un mecanism care va întoarce chestia. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Și noi mulțumim, Florin. Și noi mulțumim. Că a funcționat cum trebuia. Dacă mai sunt intervenții din partea colegilor din departament, vă rog. Pe tema discuției de astăzi. Dacă nu, eu vă mulțumesc, vă mulțumim tuturor pentru participare, vă dorim multă sănătate, succes în tot ceea ce întreprinde și sperăm să ne revedem cât mai repede, să reluăm activitatea on-site, cel puțin punctul meu de vedere, că nu am vrut să ne spun.
Mulțumim și noi. O zi bună, la revedere tuturor. O zi bună, la revedere. Sunt tot. Toate cele bune. Sănătate. Bună ziua. Bună ziua. La revedere. Sănătate.